Bia și Robert erau pe canapea în livingul băieților și Bia i-a zis lui Robert că astăzi se simte foarte neapreciată și neiubită, că lui Robert îi place doar să primească, nu și să ofere, iar Robert a zis că nu este adevărat, el și dă. Spunea Bia, dar râzând că și de dimineață a avut alte preocupări și nu a pupat-o de bună dimineața, iar apoi Robert a spus că se grăbea, probabil au fost treziți de um, melodiile acelea și trebuiau să iasă din camera matrimonială, iar Bia tot în glumă a zis că trebuie să se gândească foarte bine la decizia aceasta importantă. Cei doi păreau că se tachinează mai mult decât ar vorbi serios. E posibil să se strescoare și în mici nemulțumiri spuse așa în glumă, tocmai pentru a nu se isca diferite discuții serioase. Nu cred că mai dă nimeni înapoi de la căsătorie.